Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial am să vă povestesc despre aplicația Solar Orb Light. Aplicația este un mic simulator astronomic ce se poate descărca de pe Google Play în mod free și este accesibilă de pe telefoanele, de pe dispozitivele mobile cu sistem de operare Android. Odată instalată aplicația, este suficient să selectați iconul Solar Orb Light de pe ecran. Veți fi întâmpinați de interfața implicită. În partea de sus aveți un ceas în formă analogică. Selectându-l, observați că va apare data, o să vă apară data și un ceas în format digital. Eu am să-l închid. Planeta implicită cu care se deschide acest simulator al sistemului solar este planeta Terra. Aveți posibilitatea să treceți la oricare dintre planetele sistemului solar. Meniurile sunt identice pentru fiecare dintre planete. Se poate face zoom in, zoom out, se poate roti planeta respectivă, trecând cu degetul pe ecran. Putem să vedem planetele din diferite perspective. În partea de jos aveți un meniu cu setări, partajare, dacă dorim să partajăm aplicația cu alte persoane, și aveți alte aplicații pe care le puteți accesa direct din acest soft, dar mare atenție, acele aplicate trebuie să le instalați în prealabil. Oricum, accesându-le de aici, veți fi dus către Google Play. În centrul ecranului jos aveți numele planetei selectate în acel moment. Dacă veți apăsa pe acest buton, o să observați că în partea de sus se va deschide un meniu cu informații despre planeta respectivă. Acum este vizualizarea, informații despre planetă. Atenție, sunt în limba engleză. Un tabel cu distanța planetei față de Soare, raza, volumul planetei, masa, densitatea, suprafața, gravitația, lungimea unei zile, cât durează un an, viteza pe orbită și ce sateliți are planeta respectivă. Se poate face și o vizualizare înăuntrul planetei, pe diferite straturi. Aveți acces pentru fiecare planetă la o multitudine de imagini realizate cu diferite instrumente spațiale. Toate informațiile de aici, foarte important, pot fi partajate prin butonul de partajare din partea de sus a ecranului. Acest lucru puteți să-l faceți și dumneavoastră, să-l transmiteți elevilor pe Gmail, pe Facebook, pe un grup de WhatsApp, pe un grup de Messenger sau pur și simplu să încărcați informația în Google Drive cu partajare pentru ele sau elevii cu partajare pentru voi. Iar ultima opțiune vă duce la informații, tot la fel în limba engleză, legate de planeta respectivă pe Wikipedia. O altă modalitate de a selecta planeta dorită este folosind lupa din partea de jos a ecranului. Aici sunt toate planetele sistemului solar, precum și comete și asteroizi despre care puteți obține informații. Eu am să aleg ca un alt exemplu planeta Saturn. Aplicația ne duce la planeta Saturn cu sateliții acesteia. Dacă dorim informații mai multe despre planetă, mergem la butonul I din partea de jos. Și așa cum ne-au fost prezentate informațiile despre planeta Terra, așa putem obține informații și despre planeta Saturn, exact același tip de tabel, structura internă, imagini, informații de pe Wikipedia. În felul acesta
puteți să mergeți și la comete și la alte planete. Eu am să mă întorc la planeta Terra. Dragii mei, vă urez mult succes în explorarea acestei aplicații minunate în orele de matematică și explorarea mediului, științe, dar nu numai. Mult succes! Vă salută cu drag, Maria!